Salut, prieteni! Bine ați venit pe MyZone! Astăzi vreau să vă prezint o pereche de căști de la Apple pe nume AirPad 2. Asta este al doilea model de căști. Asta înseamnă că ține bateria mai mult, cam asta a făcut. Sigla Apple aici. Câteva detalii pe spate, că sunt compatibile cu produsele De la Apple. Se face cu, bineînțeles, cu porturi Lightning. Înainte de alta, nu uitați că trebuie să aveți și încărcător. Probabil dacă aveți un produs Apple, aveți și un încărcător, că cablul va vine în cutie. Foarte frumos ieșit în relief aici căștile. Așa că se vede că sunteți în relief, mă rog. După cum știți, Apple știe să facă căști sau cutii, cutiile propriu-zise în care vin iPhone-ul. Și haideți să vedem ce găsim în cutie. În cutie găsim cărticelele, să vedem cam ce avem înăuntru, AirPods, cărticele, să vedem ce scrie pe aici. Vă arată cum să faceți conexiunea, cum să activați și să cum să le conectați propriu-zis la device-ul dumneavoastră, în funcție de ce model aveți. Cărticele de la Apple, care le găsiți în general și la un iPhone. Hai să le băgăm înapoi, să vedem ce mai avem. Băgăm înapoi și trecem mai departe la ce se mai găsește în cutie. Dăm înapoi. Aici sunt căștile. Eu vreau să zic că le-am testat aproximativ o săptămână și sunt foarte mulțumit de ele. Hai să le dăm deoparte. Așa arată carcasa propriu-zisă cu căștile. Deci ce mai găsim în interior aici? În interior mai găsim portul de încărcare. Portul de încărcare Lightning. Eu nu l-am scos de aici, că am cu ce să încarc, deci nu este cazul la mine. Dar la momentul ăsta chiar nu sunt probleme și cred că nu e nevoie să-l desfac pe acest cablu de încărcare Lightning. Bun, haideți să punem restul la loc, după care ce vreau să vă mai arăt, cel mai important, vreau să vă arăt cum se face conexiunea, efectiv cum faceți conexiunea la un telefon, la un iPad sau la un dispozitiv Apple. Haideți să facem prima dată la... Nu uitați că aceste căști, haideți să vedem un pic cum arată. Așa arată, arată că căștile sunt încărcate și, bineînțeles, și cutiuța de asemenea este încărcată și ea. Aici avem portul de încărcare, da? Portul Lightning de încărcare, deci nu este USB tip C, este port Lightning, exact cum ați văzut în cutie. Acum haideți să vedem cum facem conexiunea la căștile de la Apple. Vedem cum ne conectăm la un Android. Am desfăcut cutiuța. Pornim Bluetooth-ul. Eu le-am mai conectat în trecut. Aici deja sunt conectat. Vedeți? Sunt conectat. Pot doar să le pun în urechi și, bineînțeles, să ascult în continuare. Aici este conectat ceasul, dar asta nu e o problemă, îl vedeți că se și vede. Am și ceasul aici, este și el conectat la telefon. Deci ați văzut conexiunea la un telefon Android, deci puteți lua, cum v-am zis, căștile și le puteți folosi fără nicio problemă la un dispozitiv Android. Și acum haideți să facem, să deconectăm, să facem conexiunea la Xiaomi, da? La căștile de la Xiaomi. Mi True
Wireless Basic. Haideți să vedem. Aici a trebuit să ne apară și un pop-up pentru că dispozitivul este special făcut de ei, adică ar trebui să fie fără nicio problemă. Ele se conectează deja. Haideți să mai încercăm, că vreau să vedeți și voi pop-up-ul la care îl arată. Deja se vede, da? Haideți să ridicăm puțin mai sus să vedeți, da? Deci suntem conectați. Ne arată că mai avem căștile sunt 100% și cutiuța 70%. Deci putem folosi o perioadă destul de lungă. Este cam aceeași treabă când conectați la un dispozitiv Apple. E cam aceeași treabă, numai că este un dispozitiv Xiaomi. Am dat efectuat, intrăm la setări să vedem dacă suntem. Deci deja suntem conectat. Mitru Basic, deci Mitru Wireless Connection Basic 2. Suntem deja conectați, avem aceeași sursă de pentru sunet, AAC, cum avem și pe dispozitivul de la Apple. Bun, acum haideți să încercăm, ați văzut varianta de conectare pentru căștile de la Apple și ați văzut și conectarea pentru căștile de la Xiaomi. Bun, haideți să încercăm acum și cu un dispozitiv Apple. Dăm telefonul într-o parte. Luăm dispozitivul Apple. În cazul nostru o să facem conectarea la un iPad. Acum o să ne conectăm la un iPad. Să vedem. Prima dată ne conectăm cu dispozitivul. Bun, acum încercăm să facem conexiunea cu dispozitivul de la MIUI, cu Mitru Wireless Basic. Îl vedeți aici. Vrem să vedem acum dacă noi ne putem conecta la un dispozitiv de la Apple cu căști care nu sunt ale lor. Haideți să deschidem. Am deschis capacul cutiei. Dăm drumul la Bluetooth. El a trebuit să le vadă. După ce le vede, după cum vedeți, ne apare jos aici. Bun, s-au conectat deja. Haideți că vreau să vă arăt mai de aproape. Aici, Mitru Airphone 2 Basic. Se vede că scrie conectat. Și ne mai apare undeva sus aici că avem căștile conectate la dispozitivul nostru iPad. Deci cam asta ar fi toată treaba. Nu este foarte greu, trebuie doar să-l căutați, îi dați căutare, i-ați dat drumul, i-ați activat Bluetooth-ul. Bineînțeles că aici nu ne apare acel pop-up pentru că avem dispozitiv care nu este Apple și nu poate face chestia de pop-up. Și bineînțeles, mai departe puteți lua căștile și asculta muzică în voie. Face, apare pop-up-ul, la dați conectare și cam asta e toată treaba. Ce vreau să subliniez aici? Aceste căști de la Xiaomi costă în jur de 130 de lei sau 150 de lei în funcție de unde le luați. Așa arată ele. Și așa arată cele de la Apple. Carcasa foarte finuță la Apple și de asemenea căștile sunt foarte finuțe în comparație cu produsul de la Xiaomi. Haideți să vedem și căștile fizic, ce diferență există între ele de mărime. Dăm carcasa într-o parte. Vedem cum arată cele de la Xiaomi, așa arată cele de la Xiaomi. Dăm carcasa și aceasta la o parte, deci așa arată ele. Uitați-vă ce diferență este între un produs Apple și un produs Xiaomi. Deci este și diferența de bani, bineînțeles. Cele de la Apple costă în jur de 650 de lei și cele de la Xiaomi, cum am zis, 120, 130, 150, depinde de unde le luați. Eu am ascultat o perioadă cu cele de la Xiaomi, mie nu mi se potrivesc foarte bine în ureche și am zis să le schimb exact din cauza asta. Ca și diferență de calitate, cele de la Apple se aud mai foarte bine în comparație cu acestea. Cam atât, să zicem, suntem pe 100% și cele de la Apple ar fi la 80% din puterea de volum și încă mai are încă 20% ca să ajunge la 100%. Deci am ales un produs Apple pentru că am și produse Apple și aceste căști stă mai bine în ureche. Asta m-a interesat cel mai mult, să stea bine în ureche,
să nu cadă și, de exemplu, dacă merg să alerg, să fie foarte, să stea foarte bine ancorate în ureche. Asta mă interesa cel mai tare. Așa arată un produs Apple, așa arată un produs Xiaomi. Nu uitați că o să vă pun link în descriere la aceste căști, puteți să vedeți review acolo să vă faceți o idee. Nu uitați și de prețul cu care vin aceste căști. Nu comparăm 130 de lei cu 650. Tocmai de acolo este și diferența de calitate și diferența de bani, ca să zic așa. Deci, știți și dumneavoastră că calitatea costă mai mult. Altă chestie care îmi place, ambele se aud bine, pe nu se pune problema să nu auziți bine, dar cele de la Apple, pe calitatea muzicală, sunetul este de calitate în comparație cu cele de la Xiaomi. Cam așa arată ele. Cele de la Xiaomi, după cum puteți vedea, sunt un pic mai mari. Deci ca lungime sunt un pic mai mari. Asta, cum v-am zis, nu stă așa cum aș vrea eu în ureche, cum stă cele de la Apple. Tocmai de-aia am și luat un produs Apple. Este altceva. Este altceva și calitate, design și sunet. Care sunetul este mult mai bogat în bas, să zicem, și mult mai bogat medii și pe înalte. Cam așa arată. Eu vă recomand să mergeți să le testați la un magazin, să vedeți cum se aud, dar vă zic 100% că astea se aud excepțional în comparație cu cele de la Xiaomi. Nu sunt și nici Xiaomi foarte rele, ca să zic așa, adică și cu ele vă puteți face treaba, dar bineînțeles aici vorbim de calitate și de bani. Deci în funcție de cât doriți să dați, atâta primiți. Dați mai puțin, primiți mai puțin, ca să zic așa. Nu pot decât să vă recomand să mergeți să probați un produs, să vedeți dacă vi se potrivește. Eu v-am zis că mi-am luat aceste căști de la Apple pentru că AirPod 2, am zis parcă, pentru că stă mai bine în ureche și în afară de asta se aud și mult mai bine. Ca așa arată portul de încărcare. În cazul nostru aici vă arată un LED că le-ați conectat în interior. Aici avem USB Type-C. O să aveți review-ul, o să-l pun și eu în descriere, să-l vedeți acolo. Cam astea, acestea fiind spuse, în cazul în care mai doriți lămuriri, vă aștept pe canal, pe MyZone, în rubrica de comentarii. Și dacă am omis ceva și nu m-am spus și nu v-am spus, vă aștept acolo. Și vorbim și, bineînțeles, aștept păreri și din partea voastră. La revedere!